Scuzați. Deci, vă ziceam că am scris o poezie, nu știu dacă am mai zis ceva. Trebuia să o copiez, trebuia scris în zic, am copiat aici. Și să ne facem cruce. Toate lucrurile bune se încep cu rugăciune. Trebuie să știi poezia mea. Vă ziceam că este numită Scrisoare către domnul Albert. Avem câteva variante. Albert Schweitzer. Cine știe cine a fost Albert Schweitzer? Albert Speer. Albertus Magnus. Albert. Mulți Albert. Dar poezia mea este adresată domnului Albert Einstein. Am zis doar Albert, că seamănă la patru cuvinte. E ca un verb de simbolitate. Scrisoare către domnul Albert. 3 strofe. Știam că dacă când fac semnul ăsta aici, sunt strofe separate. Mi-ar plăcea să-mi văd tatăl tânăr. Așa cum îl amintesc, student, soldat, anticostar. Un carnet de notes. În buzunarul de la piept. Să vorbesc cu el. Și să-i fac un compliment veșnic. Mi-ar plăcea să fiu mama mea. Fericită ca în ziua judecății. Să-i ascult poeziile în careul liceului și să-l salut inspirat pe amândouă brațe. Am zis data, 25 februarie 2004, de Hristos a mai și asta va fi dedicată prietenului H. Prietenului poezia știi ce cred eu? Nu murim cu așa cum. Unul lasă în urmă o poză, altul lasă o iconică, altul lasă o lupă, foarte frumos. Altul lasă, să zice, niște glifie de parte de asta. Altul lasă o poezie, altul lasă un notes. Fiecare lasă ceva. Știi? Stăm la calculator, dar nu ne gândim că va veni o vreme când calculatorul nostru va fi fără stăpân. Să ne câinilor.